Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava desfășoară acțiuni de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. Campania are ca scop respectarea legii și modificările contractului individual de muncă. În perioada 14 iunie 31 august, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava desfășoară acțiuni de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, prin care se urmărește informarea entităților, persoane fizice și juridice care desfășoară activitate în domeniile care înregistrează o incidență crescută a muncii nedeclarate, în speță construcții, exploatarea și industrializarea lemnului, alimentație publică, agricultură, industrie textilă, micul comerț, transportatori, industrie alimentare, prestări de servicii, precum și informarea cetățenilor foști, actuali și viitori salariați în aceste domenii, cu pregătire a grupurilor de persoane cu nivel de pregătire mai scăzut, persoane din zone izolate și sau defavorizate, elevi de liceu, studenți, etc., asupra principalelor reglementări din Codul Muncii. În acest sens, inspectorii de muncă vor participa la întrunirile organizate la Primăria Suceava, Primăria Gura Humorului, Primăria Câmpulung Moldovenesc, Primăria Rădăuți, Primăria Vatra Dornei, Primăria Fălticeni, Primăria Siret, Direcția Silvică Rom Silva, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, precum și la nivelul angajatorilor de pe raza județului Suceava. Principalele reglementări care se popularizează se referă la încheierea, încetarea, modificarea, suspendarea contractului individual de muncă. Elementele care trebuie să înregistrate în Registrul General de Evidență al Salariaților. În acest sens, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Relații de Muncă vor participa în perioada susmenționată, respectiv 14 iunie 31 august, la întruniri organizate în principalele puncte, mai exact Primăria Suceava, Primăria Gura Humorului, Câmpulung, Vatra Dornei, Rădăuți, Siret, Fălticeni, precum și în cadrul Direcției Silvice, Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar, precum și la nivelul unor angajatori mai mari de pe raza județului.